Junta Cavalerilor Teutoni face legătura între cetățile din țara Bârsei, iar pe viitor și cu celelalte edificii din Europa ale acestui ordin. Cavalerii teutoni s-au stabilit în Transilvania la început de secol XIII și au construit cetăți de lemn fortificate. Una e cea de la Feldioara. Feldioara era în momentul acela, să zicem, capul lor de pod, de unde ei, de fapt, au început acțiunea de cucerire a întregii țări Bârse. Traseul lung de 350 de kilometri e al treilea de acest tip atestat în județul Brașov, după cele de la porțile Transilvaniei și Transrumanța în munții Ciucaș, și va lega 9 localități din țara Bârsei. Fiindcă teutonii au avut multe cetăți în țara Bârsei, ne-am dorit să facem o rută. Am și obținut de la Ministerul Turismului acreditarea, împreună cu celelalte cetăți, Preșmen, Hărman, Brașov, Râșnov, cele 9 cetăți care au fost teutonice. Fortificația de la Feldioara e restaurată și deschisă publicului de 5 ani, dar de peste 10 ani acolo au loc festivaluri dedicate cetății și cavalerilor teutoni. Am adus meșterii locali, am adus șezătoare, dar și muzică medievală și o atmosferă care sperăm să rămână în sufletele celor care ne aleg ca și destinație. Turiștii pot admira expoziția de arme medievale și pot lua parte la jocurile pe care le practicau oștenii în perioadele de pace. Când vine vorba despre jocuri, desigur o să fie implicat și când vine vorba despre lupte, din păcate, trebuie să lăsăm lupta la profesioniști. Și istoria Poloniei e legată de cavalerii teutoni, iar noua rută ar putea lega obiectivele dintre cele două țări. Sunt mai multe cetăți, dar cea mai mare e cetatea Malbork, e castelul Malbork, care e cea mai mare castel medieval din Europa. Sute de turiști polonezi au vizitat până acum cetatea de la Feldioara. Odată ce ruta va fi recunoscută de Consiliul Europei, aceasta va fi promovată chiar de Forul European.